Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Sper să vă placă și main course-ul. Abia așteptăm. Da? Da. Păi durează puțin. Acum, să sesc. Se pun spumele acum, e... N-ai auzit acolo aplauze și ciote. Îți mulțumit din main course, e o farfurie îngrijită, am gustat farfuria înainte să o punem pe bandă toți, băi, bombă, bravo, frate, arată cel mai bine și chiar îs încrezător în farfuria pe care am gătit-o astăzi, că e o farfurie foarte bună. Sunt foarte mândră, am făcut și eu cu spumă de asta. Deci dacă tot e la modă spuma, toată lumea face spumă, noi nu. Am făcut și noi spumă, dar arăta farfuria senzațional, foarte frumoasă. Bă, de la distanță arată, ești nebun? Arată bine. Toată lumea repește. Bă, arată super bine. Sunt foarte mulțumită de main course. La gust, farfuria noastră a ieșit exact așa cum mi-am dorit. Primăvara în farfurie, cu toate culorile alea, cu toate elementele. O farfurie foarte balansată și echilibrată. Mie îmi place foarte mult. Dragii mei, am să vă rog să trageți în fața voastră farfuria cu numărul 1. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce mâncăm? Black cod, piure de fenicul cu măr și păstârnac. Ce pește? Black cod. Ah, black cod. Spumă de cea farsă. Ok. Cartof fondant. Edamame blanșate. Și twill. Dantelă. Dantelă. Uite, arată ca o dantelă. E la ce? Extra bisc? Mm-hmm. E același... I-a plăcut mult cum e și biscul și a plusat. Farfuria lui Blenche. Black cod. Ia să vedem. Asta e un twill de ăla. Peștișor, un picuț. Supiță? Acolo ar trebui să fie sos, supiță. Păi o farfurie corectă, o farfurie muncită, s-a văzut sudoarea. Dar gustul ăsta separat. Am gustat, e foarte proaspăt. E mult prea proaspăt și șarmentul ăla. Da. Fenicul. Arată frumos și el farfuria, nu prea are gust. Adică nu se evidențiază mai prin nimic. Mă, să sperăm că asta este farfuria proastă lui Blenche. Nu prea o regăsesc pe ea în farfuria asta. Sau poate am devenit eu prea pretențios. Este posibil. Dar dacă am devenit pretențios, este doar vina lor. Pentru că ei ne-au obișnuit așa. Sunt mai sus un pic la nivel. Da. Farfurie ușoară, sigură. Și gătită corect, și piure și sos. Mi-a plăcut și danteluța. Credea că avea și sare, era perfect pentru mine. Păcat că e peștele gătit foarte bine, dar nu... Farfurie echilibrată, un fondant potato, un piure, un sos, un bisc, care, dacă ar fi reușit să le facă și gustoase, ar fi fost, din punctul meu de vedere, o farfurie câștigătoare. Sosul bisc e ok? Sosul bisc e corect făcut. Biscul mi-a fi plăcut un pic mai concentrat. Aș plăti pentru asta la restaurant. În a doua farfurie, black cod, sparanghel, cremă de usturoi, morcov și spana. Asta din italienesc, cum zicea, arancini, a? Da, e un neam. E neam cu arancini. Un fel de arancini, da. Hai să vedem la Maria. Black cod, chiar sunt curios de sos, că asta mă interesa, sosul, dacă a ieșit ce trebuie. Un sos de usturoi, care mie mi-a plăcut foarte mult. E pe bază de usturoi. Are ceva de ciorbă de burtă, nu știu de ce. Da, mă duce da, în ciorbă de burtă. Bravo. În ciorbă de burtă. Uite, asta vreau să spun și eu, dar zic să nu cumva să spun că îmi dă cu paharul după mine, că se supără, că mă ceartă. Cum să faci, mă, black cod cu gust de ciorbă de burtă? Dar și peștele ei seamănă cu alții. Nici ăsta nu prea are. Da, se rupe altfel, vezi? Și același cod. Black cod. Și la Maria și la Blenche. Bă, mai gustoasă decât prima. Nu da. Un pic mai gustoasă. Nu e perfecționat aici. Nu. Ai texturi diferite, ai sosuri, ai emulsii, pe bune. Mult mai muncite. Black cod-ul era gătit mai bine decât la farfuria numărul 1, mai corect, nu mai bine. Mi-a plăcut foarte mult cum erau pregătite legumele și mi s-a părut foarte interesantă asocierea de arancini cu pește. Minus la această farfurie, nu am văzut rostul zucchiniului acolo în toată combinația asta, fiindcă era destul de apos. Cum ți se pare, Antonio? E ok. Un pește, un black cod gătit excelent, dar nu înțeleg imbinările astea cu cartoful fondant cu pește, arancini cu pește. Problema cel mai mare a fost arancinii de orez. Nu poți să arunci 3 biluți de arancini de orez, că este un produs de street food. Mie aici îmi place peștele. La prima farfurie nu mi-a plăcut peștele. Peștele gătit perfect. Ai făcut peștele tău? Singurul minus care alegeți la această farfurie ar fi că bucata mea de carne a fost nu de ajuns de bine făcut. La farfuria 3 avem monkfish cu medley de legume, piure de lobodă și caviar.
Asta e și frumoasă farfuria. Ionuț și el pește. Pește monkfish cu piureu de lobodă. Parcă nu mai e la fel ca prima. Nu mai e. Bă, nu mai era la fel ca ăla pe care l-am știut noi. Nu mai e la fel ca prima. Nu mai e deloc la fel. Deci, de ce? Nu știu. Bă, da, și monkfish-ul are, uite-l, e un pic... Cam overcook. Da. Mi se pare mie sau... Nu? Da, e gomos. E, da. Da. Monkfish-ul nu este un pește gras. Are nevoie de puțin ajutor. Singura chestie care mai salvează pe el aici, la nivel de gust, este sosul de... Sosul din lapte de cocos, nu? E gustoasă, dar... E că asta e mișto. Asta aduce spre asiatic așa mai mult. La treia farfurie, la fel de colorată, la fel de faină. Ce sunt surprins că s-a folosit queue de lot, un pește care de obicei se face foarte greu. Monkfish un pește dificil, da. Foarte dificil. Un pește care, ca și textură, e destul de tare. Caviarul peste, mie îmi place, recunosc, caviarul. Este un pește foarte prețios. Dacă nu știi să-l gătești... Este vorba de peștele undițar, să zic în română. A fost mai mult decât trebuie gătit. În schimb, gusturile și asocierile din farfurie au fost bune și îndrăznețe, pot să spun. Mi-a plăcut și farfuria aceasta. Doamne, cât de bun! Piureu de lobodă pare gust de lobodă, direct. Loboda cu caviarul, de mare excepție, o simfonie. Băi, boss, și cartoful. Da, da. L-a făcut cauciuc. Ce? Peștele. Raminul. O farfurie cu cromatică destul de drăguță, mai puțin acel piure de lobodă care nu ți încântă privirea. O să fie foarte greu. O să fie greu de jurizat asta. O să fie greu de tot. Rău! Băi, la ramen curs nu e ce trebuie. La mine. Adică nu e niciuna de 5 din punctul meu de vedere. Mai zicem 4 la toate 3. Aceleași circumstanțe și la Ionuț. Miza să simte și să simte și la ei în farfurie. Și e normal. Nota pentru farfuria 1. Foarte, foarte, foarte bun. Dacă avea un pic de sare, adică trebuie să ne legăm de cele mai mici detalii posibile ca să putem să le facem o diferențiere. Mi-a plăcut foarte mult piureul, mi-a plăcut ceapa arsă, uleiul de pătrunjel, interesant, s-a armonizat totul foarte, foarte bine și totul gătit bine. Farfuria cu numărul 2. Farfuria numărul 2, farfuria foarte bine compusă. În farfuria asta regăsim toate elementele, avem crocant, piure și spumă, exact ce trebuie într-o farfurie. Am avut pe farfurie un orez pane, arancini. Eu, sincer să fiu, nu le văd locul aici, pentru că peștele este foarte fin, foarte fraged. Una peste alta, farfuria arată bine. Pentru farfuria cu numărul 3? Cred că dacă ar fi să găsesc un minus la această farfurie, se simte un pic prea tare, un pic prea tare aroma de prosciutto prăjit. De departe, pentru mine, această farfurie a avut cel mai mult curaj. A vrut să iasă cel mai mult în evidență. Peștele călugăr sau monkfish, în sfârșit ceva diferit, un alt fel de pește. Peștele bine făcut, morcovii crocanți, fileul de lobodă curajos, să pui lângă un monkfish, ceva inedit. Mulțumesc! Dragilor, ne revedem la desert! O să vedeți că desertul va face diferență. Ca în fiecare sezon. O să vedeți că așa este. Desertul va face diferența.